Rog pe toți băieții să ia Biblia și fetele și creion și le dau voie să ia notițe și pe iPhone și pe orice vreți voi. Rog pe cei care sunt mai în vârstă să facă puțină abstracție de ce o să vorbesc eu cu tinerii, să nu vă șocheze, este ceva necesar. Rog pe copii să deseneze, să nu fie atenți. Și pe dumneavoastră să nu spuneți că avem mesaje R-rated la noi la biserică. Viața poate să fie foarte frumoasă. Viața este plină de primejdie care poate să o transforme într-un coșmar. Am fost la ultima nuntă într-un setting extraordinar de frumos. Nu neapărat că doresc să mă duceți la nunțile care vor veni la astfel de locuri, dar am fost într-un loc cu totul și cu totul special, înspre San Diego, aproape de San Diego, Oceanside, partea aceea, în interior, coline, dealuri, vii, case mari, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5 milioane. Nici nu știu ce plătesc pentru atâtea case. Apropo, astăzi am aflat că s-a vândut cea mai scumpă mașină, un Bugatti, din 1900, una din primele modele, uzată, vorba aia. A spulberat prețul celei mai mari mașini care s-a vândut până acum și care a fost de 12 milioane de dolari. Aceasta s-a vândut, nu se știe, pentru că auction a fost private, acționarul a vrut să nu fie făcut cunoscut numele, ca să nu știe toată lumea cine a făcut afacerea asta așa de proastă. A cumpărat o mașină used Bugatti cu între 30 și 40 de milioane de dolari. Dacă i-a are, să-i dea. Eu nu i-am. Dacă i-aș avea, nu știu dacă i-aș da. Case frumoase. Un club între casele acestea pentru oamenii care au așa de mulți musafiri că nu pot să-i țină pe vilă în spațioasele camere care le are acolo. Vă dați seama cam ce clubhouse cu piscină de mărime olimpică. Teribil de frumos. Între dealurile acele erau foarte multe, nici nu știu cum le zice în limba engleză, locuri unde te puteai duce cu cai sau unde puteai să te plimbi, așa, prin natură, între proprietăți, unde era spațiu pentru toată lumea să meargă. Abia aș fi așteptat să mă duc și eu să mă plimb, să-mi iau câmpii, cum se spune. Ce poate fi mai frumos pentru unul care e în Los Angeles? Mi-a stricat însă cheful tabela de la începutul acestui traseu, o panou de ăsta cu anunțuri, și care spunea, fiți foarte atenți, sunt pisicile astea mari, cum le spune aici, Mountain lions, cougars. Câteva date despre el și fiți foarte atenți, în ultima săptămână s-au semnalat prezența la câteva exemplare pe aici, mai ales don't feed the animals, nu le dați de mâncare, că îi transformați într dependente de om și așa mai departe. Ți-a pierit tot cheful de toată frumusețea aia când te gândești la pericole. Metafora aceasta, ilustrația aceasta se potrivește cu viața de tinerețe, de adolescență și de vârsta aceasta tulburentă între 13-14 ani și până se căsătorește. Poate să fie teribil de frumos. Pe de altă parte, trebuie să fie un panou undeva cu warnings, pentru că se poate să ai niște accidente care să-ți frângă zborul și să rămâi handicapat pe toată viața. La nunta mea, fratele Iosif Țon a predicat ceva foarte frumos. În predica lui a spus vis-a-vis de tinerii care promit, și eram un tânăr care promiteam atunci foarte mult, dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile. Este un fragment dintr-o poezie de Eminescu. Catarge însemnând vapoare, pentru cei care limba română nu mai este așa de familiară, vapoare care pleacă din port și nu știi câte se vor întoarce înapoi, așa cum au plecat. Multe vor fi prinse de furtună și naufragiu. Există între generațiile de tine aceleași pericole pe care le-am avut și noi, le-au avut și părinții noștri și le aveți și voi astăzi. Lumea zice că s-a schimbat viața, că tentațiile de astăzi sunt mai mari, că e mult mai greu să fii tânăr astăzi. Dați-mi voie să vă spun, baloni. Solomon, care a fost cel mai deștept dintre noi toți, a spus, nu este nimic nou
sub soare. Diavolul nu are alte ispite pentru aceleași păcătoși, aceleași păcătoși, aceleași ispite din generație în generație. Fiecare familie trebuie să aibă un timp în care mama să aibă o discuție de la mamă la fică. De la mamă la fică. Și mama să-i dea înțelepciunea experienței de viață. Din ceea ce a pătimit ea, din ceea ce a biruit ea și din cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare familie trebuie ca măcar o dată tata să-l ia pe băiat deoparte și să aibă o discuție de la tată la fiu. Nu știu dacă ați avut-o, vă compătimesc dacă n-ați avut-o și ce să facem acolo unde părinții n-au avut destul îndrăzneală sau copiii s-au jenat sau nu s-a realizat o astfel de întâlnire de la mamă la fică sau de la tată la fiu. Să le spună care sunt pericolele vârstei tulbure sau agitatea viața tinerilor, unde se pot întâmpla atâtea naufragi. Ce facem dacă nu a existat discuția aceasta? Fraților, ce să facem? Avem Biblia și în Biblie avem Cartea Proverbelor. În Biblie avem Cartea Proverbelor. Pentru că aș vrea să o fac foarte scurtă și foarte direct, e un subiect pe care eu l-am lămurit, așa să spun, cu toți tinerii pe unde am fost, la Galați, la Iași, la București, aici în America, asta e motivul pentru care am fost la un moment dat foarte bine apreciat de ei, pentru că le-am spus lucruri pe care părinții nu vreau să le spună sau se jenau să li le spună. Și am zis, las că vi le spun eu. Vă iubesc destul de mult ca să vă pun warnings, avertismente, unde este pericolul în vârsta aceasta. Sunt încă destul de tânăr ca să pot să vorbesc tinerilor. Unul din simptomele tinereții mele este faptul că mi-a fost foarte cald astăzi aici în adunare și am vrut să dau haina jos, pe de o parte, pe de altă parte am zis că nu o dau, că e așa de frumoasă. Prima dată când o port și parcă arăt cu 20 de ani mai tiner. Așa-i? Mai tiner. Așa-i? Asta înseamnă că sunt încă tineri. Lui tati, lui Traian Ban, nici nu-i pasă cu ce se îmbrac. Eu încă sunt tineri că îmi pasă cu ce mă îmbrac. Asta înseamnă că sunt încă tineri. E bine, există în Cartea Proverbelor texte directe și texte indirecte în care un părinte vorbește cu copilul. Vă rog să deschideți și o să o luăm de la capăt spre început, ca evrei, capitolul 31. 31. Mama vorbește cu băiatul. Și pe urmă o să întoarcem pagina și o să citim de la capitolul 30 și pe urmă o să întoarcem pagina și o să citim de la capitolul 23. Și pe urmă o să întoarcem pagina și o să citim de la capitolul 2, capitolul 3, capitolul 1 și o să terminăm. Vreau să vă spun că în ultimul timp mai mulți păstori din bisericile românești au ținut astfel de mesaje și ne-am sfătuit unii cu alții că trebuie să vorbim în adunările noastre. Părinții se jenează să spună, păstorii se jenează să spună, tinerii nu se jenează să facă. Amin? Trist, amin. Și cineva trebuie să spună. Cineva trebuie să spună. Am să citesc primul text și pe urmă să vă spun care sunt cele trei mari pericole pe care îi pasc, cu care diavolul vine la tineri. Și o să vedem cum putem să scăpăm tefer din perioada aceasta turbulentă și periculoasă. Proverbe, capitolul 31, este un pasaj în care educația este directă. Ni se spune, mama vorbește cu copilul. În altă parte, o să vedeți, sunt indirecte, niște lucruri generice care se aplică în general la oameni, dar și la copii. De data aceasta este special de la o mamă pentru copil. O astfel de discuție cum trebuie să avem noi, din când în când. Dacă nu puteți să o aveți, faceți studiu biblic. Deschideți Biblia. Și spune, hai mama să citim de aici niște cuvinte, să vedem tu cum le înțelegi și să spun cum le înțeleg eu. Proverbe, capitolul 31. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea cine? Mama sa. Și iată ce spunea mama acestui copil. Aceleași lucruri trebuie să spunem și astăzi. Nu s-a schimbat nimic, nimic, nimic. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Și iată ce îi spune. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor ce pierd pe împărați. Nu se cade împăraților remuiele, nu se cade împăraților să bea vin.
nici voievozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva blând să uite legea și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazurile lui. Sunt două pericole în textul acesta și o să ne mai întâlnim cu ele într-un loc aici. Și aș vrea să vă le spun pe toate trei așa cum le-am simțit eu și așa cum le-am văzut la generația mea, așa cum le văd la toate generațiile de atunci până acum. Tinerii între 13 ani și vârsta în care se căsătoresc, se așează ca râurile care se așează spre șes, devin bune de inundat lunca și de fertilizat ogorul și aduc să roade și sunt folositoare. În perioada aia tulbulentă a cascadelor, sunt trei pericole pentru tine. Sexul ilicit, băutura și al treilea, gangurile. Astea sunt cele trei. Sexul, băutura și gangurile. Sunt și la băieți și la fete. Și mama aceasta îi spunea lui Lemuel, ai grijă la curăția vieții tale sexuale și ai grijă cu băutura. Amândouă sunt pericole foarte mari pentru tinerii din biserica noastră, pentru biserica din Betania, pentru biserica fratelui Lazar Gog. Fratele Lazar a ținut nu de mult un cuvânt așa ca un fel de spovedanie și de rugăminte pentru generația nouă și pentru fete și le-a spus cum să se îmbrace și cum să nu se îmbrace în adunare, cum să vină și cum să nu vină îmbrăcate. Dar nu numai adunare, și la școală, și acasă, și pe stradă. Din când în când trebuie să spunem, știm, am fost și noi pe acolo, nu-i nimica nou, nu vă ascundeți, știm care sunt problemele voastre și noi am trecut pe acolo. Și sunt aprinderea aceasta a hormonilor, viața sexuală, a doua este dorința de a experimenta și de a avea aventura substanțelor care alterează viața aceasta. Și aici este vorba numai de băutură, dar noi astăzi știm că copiii noștri au și alte probleme pe lângă băutură. Au tot felul de substanțe energizante, care sunt droguri în devenire. Să faci mușchi mai mult, iei cu tare. Să fii mai puternic și să sar mai sus la basket, iei pastila cu tare. Iei hormonii cu tare, iei cu tare. De acolo treci la alte stimulente, și ajungi la marijuana, la droguri. Majoritatea petrecerilor pe care au tinerii în break-urile numite vacanțe de primăvară se transformă în vizite în Mexic sau nu știu care plajă, din Daytona Beach sau mai nu știu unde, unde tinerii se duc după un trimestru sau semestru de carte, se duc să facă ce? Să bea, binge cu berea aia și tot ce are. Muzică, dans și sex. Nu-i nimic nou sub soare. Dacă vreți să vedeți că acestea au fost problemele și înainte de voi și înainte de noi, luați cântările lui Pavel Stratan. Deja râdeți, da? Știți despre ce vorbesc. Moldova, de dincolo de Prut, oameni săraci, de la țară, tata lui el, sex, băutură și ganguri. Sex, băutură și ganguri. Dacă mă uit înapoi la generația tinerilor în care am crescut eu și care promiteau la vremea aceea, cei care au avut accidente, naufragii, care le-a frânt zborul și astăzi sunt pe nicăieri, sunt tineri care au cochetat cu aceste păcate. Sex, băutură, în cazul de astăzi și droguri, și ganguri, aventură. Este perioada aceasta între 13 și căsătorie. Când începi să poți, dar nu știi ce vrei. Oh, când te căsătorești, începi să știi ce vrei. Și dacă nu știi, te ajută soția și te ajută soțul. Și dacă nu spune soțul și soția, te ajută socrii. Îți spune ce trebuie și pe ce trebuie să cheltuiești bani și pe ce nu trebuie să cheltuiești bani.
Îți dai seama că ai de plătit chirie, că vine mortgage-ul, că ți-ai făcut rate la mașină, că trebuie să faci cu tare, telefonul se plătește, aia se plătește, gunoiul se plătește, electrica se plătește, aerul o să ajungă să se plătească, nu știu ce să n-o să mai plătim. Dar până când ajungi la responsabilitățile unei familii, între 13 și căsătorie, tinerii au potențial și vor să experimenteze și nu știu cum. E atâta energie în ei, e atâta capacitate. Încearcă. Și acestea sunt cele trei pericole, le spun de câte vreți voi în seara aceasta, ca să le băgați bine la cap și să știți că astea sunt problemele voastre, cum au fost și ale noastre. Sex, băutură și gang-uri. Veți spune că fetele nu sunt ca băieții, că numai băieții se gândesc la fete 24 de ore pe zi. E cineva dintre băieți care se gândește mai puțin? E adevărat, fetele nu se gândesc toată ziua la băieți, ele se gândesc numai de două ori, câte 12 ore fiecare. E perioada căutărilor, e perioada exploziilor hormonale, a formării personalității. De aceea ne atrag anumite feluri de filme, de aceea ne atrag anumite feluri de reviste. Și Biblia este foarte deschisă și foarte sinceră și mama aceasta îi spune lui Lemuel, lui Solomon atunci, băiatul mamei, ai grijă, sunt câteva pericole și astea sunt două mari, băutura și femeile, sexul și băutura. Dați un capitol înainte și o să citim de la versetul 30, un alt text direct. Am să vorbesc mult, am să citesc mai mult. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache. Știu că în limba engleză nu sună frumos. Iache. Iac. It's not nice. Cuvintele înțelepte rostite de omul acesta pentru Itiel, pentru Itiel și pentru Cal, copiii lui. Și iată cum vorbește el, ca un om modest. Zice, nu am să vă dau prea multe sfaturi, dar știu unde se găsește înțelepciunea. Negreșit sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. N-am învățat înțelepciune și nu cunosc știința sfinților. Cine s-a suit în cerul și cine s-a pogorât din ele, cine a adunat vântul în pumnii lui, cine a strâns apele în haina lui, cine a hotărât toate marginile pământului, cum se numește el și cum se cheamă pe fiul său. Știi tu lucrul acesta? Nu știu. Dar știu pe cineva care știe toate lucrurile acestea și acesta este Dumnezeu și te rog, copilul meu, stai de vorbă cu Dumnezeu. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, el este un scut pentru cei ce se încred în el. N-adăuga nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. N-am înțelepciune. E adevărat. Și sunt multe lucruri în lumea aceasta care nu le știu. Dar te rog, stai de vorbă cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu știe ce vorbește. Deschideți la capitolul 23, luăm evreiește de la coadă la cap. Capitolul 23. Iată cele două pericole, încă o dată scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu suntem atenți la acestea două nepaște naufragiu și tineri care promit, tineri care ar putea să ajungă în viață stele, luceferi, ajung la groapa de gunoi a societății. Versetul 12, da? 23:12. Notați-le, mai citiți-le din când în când, mai vorbiți despre ele. Deschideți inima la învățătură și urechile la cuvintele științei. Nu cruța copilul de mustrare, căci dacă îl vei lovi cu nuiava, nu va muri. Lovindu-l cu nuiava, îi scoți sufletul din locuința morților. Așa cum mie mi-a pierit bucuria să mă mai plin pe dealurile alea când am auzit de pericole, tot așa trebuie să vorbim cu copiii noștri și câteodată să le stricăm distracția. Să le stricăm distracția, să spunem, măi, sunt pericole aici, fii atent, n-o lua naiv înainte. Trebuie să le spunem lucrul acesta, chiar dacă la început li se pare că îi întristăm, dar e ceva bun în asta. Fiule, dacă îți va fi inima înțeleaptă, inima mea se va bucura.
și lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine. Să nu-ți pismuiască inima pe cei păcătoși, ci să aibă întotdeauna frică de Domnul, căci este o răsplată și nu se va tăia nădejdea. Ascultă, fiule, și fii înțelept, îndreaptă-ți inima pe calea cea dreaptă. Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne, căci bețivul și cel ce se dădă la îmbuibare sărăcesc și ațipirea te face să porți zdrențe. Pari, 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 pizza, In-N-Out, McDonald's, le mai spun? toată ziua. Primejdiile sunt aceleași la voi cum a fost și atunci, să știți. Și ațipirea te face să porți zdrențe. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu ne socoti pe mamă ta când a îmbătrânit. Cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățăturea și priceperea. Tatăl celui neprihănit se veselește și cel ce dă naștere unui înțelept se bucură. Să se bucure tatăl tău și mama ta, să se veselească cea care te-a născut. Fiule, dă-mi inima ta și să găsească plăcere ochii tăi în căile mele. Căci femeia stricată, dați-mi voie să schimb aici textul, nu-mi place cum sună. Căci femeia stricată este o groapă adâncă și străina o fântână strâmtă. Cine cade în ea nu poate ieși, e strâmtă. Ea pândește ca un hoț și mărește între oameni numărul celor stricați. Ale cui sunt vaietele, ale cui sunt poftările, ale cui sunt neînțelegerile, ale cui sunt plângerile, ale cui sunt rănirile fără pricină. Ai cui sunt ochii roșii? Îți spun eu a cui. Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșii, face mărgăritare în pahar, el alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe, muscă și înțeapă ca un basilic. Ne oprim aici. Este pentru prima dată când am auzit comitetul unei biserici de aici, din zona noastră, a hotărât ca păstorul și păstorii și frații din comitet să nu meargă la o nuntă. S-a întâmplat nu demult. Am ajuns, cei care lucrăm în biserici, să fim invitați la nunți la care e păcat să participăm. Cineva trebuie să tragă semnalul de alarmă. Nu numai că domnișoarele de onoare nu se îmbracă întotdeauna ca niște domnișoare, dar am ajuns la nunți în care mie mi s-a spus: Daniel, bine că n-ai fost la logodna aia, că la sfârșit au dansat. Au dansat așa, cu taraf. Daniel, bine că n-ai dus la nunta aceea, că au avut băutură. Au făcut o băutură acolo, o beție. Cineva trebuie să tragă semnalul de alarmă. Una din cele mai mari nebunii care este aici în America, după părerea mea, este să ai acasă tot felul de pets. Pets înseamnă ce? Animale. Iepure. Ce peți ați avut dumneavoastră? Pisică, câine? Dom'le, am auzit de familii care au acasă șerpi. Au peți șerpi. Și nu mici, de ăștia mici așa. E mari. Am citit și am văzut la televizor nu odată când au pățit-o din cauza acestor șerpi. Unul avea un boa extrictor, nici nu mai știu cum îi spune, care nu are venin. Și a zis că nu e nicio problemă să-l ai acasă, în Florida. Mare, 8 metri parcă avea. E adevărat că nu mușca, dar știți ce a făcut? S-a împășurat în jurul copilului. Și știți cum face șarpele? Strânge și atât a fost. A venit acasă și și-a văzut copilul jumătate înghițit de șarpe. Groaznic, vei spune dumneavoastră. Dar cartea Proverbelor ne spune că exact așa sunt cei care au acasă băuturi alcoolice. Când băuturile alcoolice există un șarpe, nu-l vezi și sticlește așa în pahar, alune când îl dai pe gât, dar la sfârșit, ca un șarpe te mușcă, ca un basilic. Nimic nou sub soare. Alții înaintea voastră au căzut, noi am rămas în picioare pentru că a fost harul lui Dumnezeu și am avut niște părinți care au fost severi.
și ne-au învățat diferența între bine și rău spre binele nostru. I-am ascultat, suntem astăzi în picioare. Cei care n-au ascultat sunt astăzi pe nicăieri. Ochii ți se vor uita după femeile altora. Orice băutură alcoolică, orice substanță de asta care alterează starea noastră normală, rupe frâna, ca o mașină care nu mai are frână. Și atunci faci toate prostiile. Când te trezești, zici, eu am făcut chestia asta. Era la o reclamă de asta la televizor, nu știu, era film sau nu, unul care se trezește noaptea, e plin de râși pe față, se uită, e o grasă cât jumate de pat lângă el. Ați văzut reclama? Cât jumate de pat și își dă seama că a petrecut noaptea aia cu femeia aia, îngrozit, iese afară și ia hainele de pe jos, pantofii și vrea să fugă de ea și când fuge pe trepte, vede un tablou acolo mare în care el cu ea este mire și mireasă. Și își dă seama cu groază că a fost beat câteva zile, că s-au căsătorit la Las Vegas și femeia este acum nevasta lui. Nevasta lui. Drogurile, băutura, care începe nevinovat cu berea, ce să zic, că dacă aș intra la lucruri personale și private, așa parcă vă supărați că despun de la birou, dar la noi în biserică, în comunitatea noastră a baptiștilor români, sunt invitați la, eu știu ce, petrecere, aniversare, eu știu ce, și spune, fii atent, dar să nu fii șocat că noi nu avem wine drinking, avem wine testing. Voi știți despre ce vorbesc tinerii, acum traduc pentru cei care sunt generația mea. Vom avea vin, dar nu bem, noi doar gustăm. Gustăm. Ce înseamnă într-un pahar mare să pui vin de două degete? Și să nu te șocheze, noi nu bem, dar așa social și tineri din familiile noastre, pot să vă spun numele lor, dar nu, durerea mea e durerea părinților lor și din când în când mai trage un semn de alarmă. Pentru că eu știu că am trecut pe acolo și eu am gustat. Și eu am gustat. Oh, fratele Daniel a gustat. Da! Da, și eu am gustat. Și încep cu două degete într-un pahar mare, nu? Și pe urmă zici, două degete sunt astea, dar două degete sunt și astea. După care două degete sunt și astea. Și pe urmă, două degete sunt și astea. Ori unde am fost cu echipa de fotbal în cantonament, cu echipa de volei a liceului, cu echipa de basket, ieșeam seara în oraș, mergeam la restaurant și ce făceam? Studiu biblic. Nu e nimica nou, băieți, nu e nimica nou. Și am trecut și noi am trecut tot pe strada aceea. Și a trebuit să știm când să spunem nu, și a trebuit să știm că este un tată acasă și o mamă care ne-a zis ce să facem și ce nu ne facem, și a trebuit să știm că este un Dumnezeu sus care ne vede, și am știut că lucrul acela ne va nenoroci într-un fel sau altul. Am fost batjocoriți atunci, s-a râs de noi. Am rămas la cabană când ei au plecat, m-am dus la plimbare când ei au făcut altceva în cabană. Dar astăzi eu sunt un moștenitor al împărăției cerurilor, iar tinerii aceia unde sunt? În drumul către iad. În drumul către iad. Vorbesc cu cineva care mi-e foarte aproape din familia mea și a fost în România. De când a venit în America, nu mai bea. Nu mai bea și nu mai fumează. Și mi-a zis, Daniel, am fost în România și m-am dus să-i caut pe colegii mei de liceu. Dom'le, sunt, uite așa sunt. Fața este stofălcită, n-au dinți în gură. Sunt ramoliți, nu le mai merge mintea bine. Se uită la mine și zice, băi, te-a întinerit America. Nu e adevărat. Pe ei a degenerat stilul ăla de viață. Stilul ăla de viață. Stilul ăla de viață. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării. Imaginea este extraordinar de plastică. Ca un om culcat în vârful unui catarg. Nu știu dacă știți, dar vârful catargului oscilează mult mai mult decât barca. Barca e jos în apă, nu, și barca la fiecare val se mișcă un pic. Dacă stai în barcă, te miști așa un pic. Dar dacă stai sus pe catarg, ăla ești. Ca un cutremur la etajul 40. Pendulul e mult mai mare. Și spune, vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat în vârful unui catarg. M-a lovit. Dar nu mă doare. M-a bătut, dar nu simt nimic.
Când mă voi trezi? Mai vreau vin! Ți-ar place un astfel de viitor? Totul începe cu o bere nevinovată. Ia-vă și bea și tu, băi! Că doar noi fiți sfânti. Că doar... Nu mai spun mai mult, că poate recunoașteți unele din vorbele pe care le spun, pentru că le-am auzit între voi. Sexul, băutura și gangurile. Sunt și pasaje indirecte. Pasaje indirecte. Aș vrea să vă spun și asta, ca să știu că am spus-o. Nu e numai America, să nu credeți că este numai America. În România situația este exact la fel, la toate vârstele, în toate mediile. Prietenul meu, Marius Cruceru, care are blog, scria săptămâna trecută că s-a dus să ia celor două fete ale lor haine în Oradea. S-a dus în magazin și nu a găsit să ia niște bluze de vară și niște haine de primăvară pentru fetele lui, haine care să fie decente. Și mi-am dat seama când mă plimbam din magazin în magazin, de ce mă întreabă străinii care vin la noi cu studiu biblic și care participă la noi la adunările de tineret în biserici. Mă întreabă pe mine, Marius, de ce la voi toate fetele se îmbracă ca niște femei de stradă? Și am folosit un cuvânt foarte, să nu înțeleagă toată lumea. Și Marius a zis, la noi în magazine nu se găsește de vânzare altceva. Am ajuns ca oameni decenți să avem obligația să mergem să ne facem cumpărăturile la Viena. Este de pe blogul lui Marius Crucel. Sunt lucruri din România. O societate care a luat-o la vale. A luat-o la vale. Asta se întâmplă acolo, nu aici. Doamne, ai milă de noi. Ai milă de noi. Dați la capitolul 2, ne întoarcem și ne apropiem de încheiere. Sex, băutură și ganguri. Vreau să vă spun că la ganguri nu sunt acasă. E un subiect pe care nu l-am practicat. Avem în adunarea aceasta oameni mult mai calificați decât mine. Se știu ei. Se știu ei. Fratele Traian Ban a fost într-un gang care spărgeau și furau din magazine. Avea un buzunar mare, rupt. Știți de ce era rupt? Lua marfa și îi dădea drumul în căptușal. Și dacă venea la să zicea, n-am nimic. Era aici. De la acolo, fratele Traian Ban. Vreți pe cineva din partea asta? Un alt prieten de-al meu. Stați-l, prindeți odată în formă bună pe Gabi, să vă povestească el ce înseamnă viață de gang în România. Noi le spuneam gașcă, nu? Gașcă. Fiecare cartier avea. Doamne, Doamne, ce bătăi erau în cartierul nostru la seriile de dans. Când veneau băieți din alt cartier și se luau de fetele din cartierul nostru și sărea gangul din cartierul nostru și se bătea cu gangul din cartierul lor. Nu-i nimica nou sub soare, nu este absolut nimica nou sub soare. Se întâmplă în România, se întâmplă în America, se întâmplă în Africa, se întâmplă peste tot. Și iată capitolul 1, versetul 10. Iarăși un text direct de la părinți la copii, pentru cei tineri. E vârsta aceasta în care n-ai familie, n-ai nevastă care să spună hai acasă, n-ai încă obligații și cheltuieli planificate și atunci îți trec prin cap tot felul de lucruri și ești lângă alții fără căpătâi, pentru că sunt fără căpătâi. La vârsta aceasta, aventura se numește numele game-ului. Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștiga de ei. Dacă îți vor zice, vino cu noi, haidem să întindem curse ca să vărsăm sânge, să întindem fără temei lațuri celui nevinovat. Haidem să înghițim de vii, ca locuința morților, întregi ca pe cei care se pogoară în groapă. Vom găsi tot felul de lucruri scumpe și ne vom umplea casele cu pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi. O pungă vom avea cu toți. Am fost la tribunal să traduc pentru copilul unei familii foarte bine din punct de vedere material între românii de aici, din zona noastră. Băiatul ăsta, îi zic băiat ca să nu vă dați seama că era o fată. Știu multe, dar știu cu durere, nu mă bucur să le fac public.
numai le tăinuia, ăia furau și le ținea acasă sub pat. Nimeni nu și-ar fi închipuit că în comunitatea lor o familie respectabilă și bogată ca familia aceasta era locul, peștera de tâlhari în care gangul ăsta ținea lucrurile furate. Copilul nu mergea la furat, le ținea numai acolo și împărțea prada cu ei părți egale. Îi furau, dădeau lovitura, treceau cu mașina pe la ea, drop tot ce furau și plecau mai departe. Poliția nu se gândea tocmai, nu o să poate să meargă acolo. Nu e nimic nou sub soare. Și ne vom umplea casele de pradă. Vei avea și tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom mai avea cu toți. Fiule, să nu pornești la drum cu ei. Abateți piciorul de pe cărarea lor. Frate Daniel, cum să pot, domnule, că la noi și în high school, cum intri în high school, în junior high, sunt ganguri. Dacă nu faci parte dintr-un gang, ești sub protecția nimănui. Te bat și ăia și ăia. Trebuie să faci parte dintr-un gang. I know, it's not easy. It's not easy. Trăim într-o lume care a fost și este stricată. Dumnezeu să vă dea înțelepciune. Și încă un lucru, că vreau să vă spun și mă apropii de încheiere. Am fost în România acum câțiva ani de zile, nici nu vreau să spun ca să mă audă Dana. Dar Dana nu mă aude acum. Mergeam în Moldova, în Moldova mea iubită, oameni sărați și curați, da? Oamenii sărați sunt întotdeauna și curați, da? Credeți dumneavoastră. Trecem cu mașina, imaș, iarbă, frumos, ca în copilăria mea, mă uitam pe geam, trecem peste un podeț, râul făcea un cot și acolo erau băieții, lăsaseră văcile pe deal acolo așa, și erau niște băieți și mă uit mai bine, făceau baie. O, scăldat, așa făceam și noi, pa, grozav, mă uit la era. Saint-Tropez în Paris, o fată numai în chilot, topless, cu vacile. S-a dus toată imaginea tinereții mele. Am vrut să-i spun la fratele ăla, hai să mai trecem o dată, dar mi s-a părut. Nu puteam să cred. Vai de mama ei și vai de tatăl ei și vai de viitorul ei. Ea se distra. Fără să-și dea seama că este un prilej de poticnire pentru copiii aceia ca și ea și pentru predicatorul care trecea cu mașina pe drumul acela. Ea nu-și dădea seama. Căci picioarele lor aleargă la rău și se grăbesc să verse sânge, dar degeaba se aruncă lațul înaintea ochilor tuturor păsărilor, căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor, sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig, fiindcă lăcomia aduce pierderea celor ce se dau la ea. Băutură, sex și ganguri. Ganguri, sex și băutură. Domnul să vă ajute să aveți tăria să rezistați la tentațiile acestea și să treceți cu bine până când vă putem duce la altar și să vă dăm unui băiat și o fată, să știm că v-am dat curat și să spunem, eu ți l-am dat întreg, de acum încolo e treaba ta ce faci din el. Până aici eu l-am crescut, l-am păzit, ți l-am dat, Domnul să vă ajute să trăiți pe picioarele voastre. Dar până atunci tremură hainele pe părinți, pentru că nu știm ce faceți voi când nu sunteți acasă. Nu știm ce faceți voi când nu suntem noi acasă. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea minte și avem astfel de discuții ca tată cu fiu, ca mamă cu fică, ca predicator cu tineri din adunare, să vă spunem, știm freamătul vostru, știm tentațiile voastre, știm fierberii de la voi, n-o să ne bucurăm, n-o să venim după voi cu bâta, n-o să vă omorâm pentru că sunteți ispitiți, dar vrem să vă ajutăm să nu greșiți și dacă greșiți să vă reparați repede, fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine, fugiți, feriți-vă și de ceea ce se pare rău. Și iată două sau trei versete, capitolul 2, versetul 1. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, dacă vei lua minte la înțelepciune și dacă îți vei pleca inima la pricepere, dacă vei cere înțelepciune și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu, căci Domnul dă înțelepciune. Din gura lui este cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană. Dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Ne rugăm Domnului să fiți într-o situație în care Dumnezeu să vă poată binecuvânta. Amin? Noi ca părinți de multe ori ne rugăm, Doamne binecuvintează-i, Doamne binecuvintează-i, dar în același timp știm că Dumnezeu nu vă poate binecuvânta decât dacă umblați pe calea neprihănirii. Fie ca Dumnezeu să vă găsească pe cărarea aceasta ca să vă poată binecuvânta. Capitolul 3, versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Nu o să-ți pară niciodată că ai ascultat. Nu o să-ți pară rău. Nu o să-ți pară niciodată rău că te-au socotit alții prost, dar tu ai fost cel mai deștept, că nu te-ai îmbătat, că nu ți-ai bătut joc de tine, de sănătatea ta, de Dumnezeu și de alții. Nu o să-ți pară rău. Că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le de gât, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Sau cum spuneau latinii, mens sana in corpore sana, și sănătoși la trup și la suflet. Capitolul 3, versetul 11. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Amin. Amin. Există o emisiune la televizor care se numește 2020. De ce îi zice oare 2020? Ce înseamnă 2020? De unde a venit numele acesta în limbajul americii? Exact, exact. Când te duci la doctor și te verifică, cei care și-au pierdut vederea nu mai au vedere 20-20, au 20-18, au 18-14. Eu acum nu mai am 20-20 de mult. 20-20 înseamnă să vezi lucrurile așa cum sunt. Aș vrea să las tinerilor un 2020 din Cartea Proverbelor, capitolul 20, versetul 20. Aduceți-vă aminte cât veți fi tineri de versetul acesta. Dumnezeu v-a dăruit unor părinți, v-a așezat într-o familie. Ascultați de părinții voștri și va fi bine. Proverbe, capitolul 20, versetul 20. Proverbe, capitolul 20, versetul 20. Dacă ați deschis, citiți cu voce tare împreună cu mine. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, i se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Proverbe 20:20. Domnul să vă ajute. Amin? Am avut o discuție ca de la tată la băiat, ca de la mamă la fată, ca de la predicator la tineret. Aș putea să spun, sunt curat de sângele vostru. Poate vor fi nunți la care n-am să vin. Poate vor fi aniversări la care vă va fi rușine să mă invitați. Nu mă supăr. Trăiți însă în așa fel încât să-L puteți invita în locurile și în timpul acela pe Domnul Iisus Hristos. Și atunci va fi bine. Atunci va fi bine. Astăzi este ziua mamei și Dan a făcut un lucru frumos, a luat din florile care le-a primit aseară la biserică. Și înainte să venim aici la casa Domnului, m-a dus la cimitir. Am fost aici în Anaheim, pe Sicamor, unde este mama și tata. Am văzut pe fratele George Sava, sora tătar, fratele Gheorghiță. Și stăteam și mă uitam acolo la platul acela de pământ, în care era mama și tata. Și mă uitam în jos și am vrut să văd dacă pot să plâng, dacă trebuie să plâng.
dacă e normal să plâng, dacă nu cumva e nenormal să nu plâng. Și mă uitam așa în jos și am vrut să vorbesc cu mama, așa, în duhul meu. Și în timp ce mă uitam în jos, am auzit în duhul meu, repet, o voce care mi-a spus, nu te uiți bine, nu te uita în jos. Uită-te în sus. Eu nu sunt acolo, eu sunt aici sus. Și am ridicat ochii și am zis, Doamne, cât de adevărat este. Mama mea nu e aici, tatăl meu nu e aici. Ei sunt acolo sus. Și nu-i niciun motiv să-i plâng. Mai am un pic și o să fiu și eu acolo cu ei. Vă doresc să ascultați de părinții voștri credincioși în așa fel încât în ziua aceea mare a eternității să fim toți acolo sus. Nu în șanțurile acestei lumi, nu în pușcăriile acestei lumi, nu în casele de nebune acestei lumi, nu ca homeless-ii aceștia care ne vin pe la biserică după 30, 40, 50 de ani de viață în distracții și acum au ajuns un scrum, un chiștoc de țigare fumat de care n-are nevoie nimeni. Vă urez să ascultați de părinții voștri așa ca într-o bună zi să puteți să vă uitați voi în sus, să spuneți tata și mama e sus și acolo vreau să fiu și eu. Domnul să vă ajute.